Bună seara, dragi prieteni! Bună seara la toată lumea, dragi prieteni! Ce faceți, dragi prieteni? Dragi prieteni, am muncit azi. Am muncit de nu mai pot, în frig, pe sub mașină și am vrut să vă spun și vouă ce a pățit Sica azi, dragi prieteni. Așa că asta e de fiecare dată când faci ceva și știi să faci ceva, te ocupi. Asta am făcut eu, dragi prieteni. Asta am făcut eu cu privire la mașini. Să audă și Leo, că știu că se râde de mine. Așa că, dragi prieteni, am schimbat curierele la mașină. Nici acum nu mi s-a luat uleiul și vaselina de pe mâini. Că mai înainte am terminat și eu. Trebuie să intru în baie ca să poată să-mi iese pe sub unghii uleiul și vaselina de acolo, de la mașină. Am schimbat curelele, dragi prieteni. Am schimbat curea de distribuție, curea de accesorii, curea de servodirecție. Deci am schimbat toate curierele la mașină, le avusesem comandate și am zis că și așa, dacă nu aveam ce să fac, mi-am luat trusa de chei și am început să desfac, dragi prieteni, încât nu credeam că mai pun înapoi. Haideți să vă zic de ce. Cureaua de distribuție nu prea schimbă oricine, pentru că riști să se blocheze motorul. Să se blocheze motorul și să nu-l mai pui la fix în vecii vecilor. Amin. Acum îmi cer scuze că vă dau explicația asta, dar vreau să vă detaliez puțin ce înseamnă să te pricepi la mașină și chiar dacă se strică, tragi pe partea dreaptă, ți-ai reparat-o și ai plecat mai departe. Eu, în decursul la mai mulți ani, am putut să învăț chestii din astea pe teme de mecanică. Da, dragi prieteni, cu privire la o curea de distribuție, dacă s-a rupt, s-a blocat motorul. Nu trebuie să așteptați niciodată să se rupă o curea de distribuție, pentru că atunci când se va rupe, ia atunci motorul e de ajuns să meargă înapoi pe sens invers de rotație câțiva dinți, cum se spune în termenii acestea, și dacă dă înapoi, automat îndoie supape, îndoie tot. Și motorul e terminat. Așa că, dragi prieteni, eu ce am făcut? Ca să am acea bază de siguranță că nu mi se întâmplă asta să se rupă, am schimbat toate curelele. Ceea ce treia să schimb doar cureaua de distribuție și atât. Am schimbat și accesorii, curea de la accesorii și curea de la servodirecție. La cureaua de la distribuție, cel mai important lucru, că dacă nu o pui bine, așa cum am zis mai devreme, la fel poate îndoi supapele, poate da peste cap tot motorul și pa, la revedere. Înainte să o dau jos pe a veche, cureaua de distribuție, a trebuit să fac semne. Să fac semne atât pe blocul motor, cât și pe rolă, pe rola mare care învârte arborele. Așa am făcut, dragi prieteni. Înainte să o dau jos pe a veche, am făcut semne cu o cariocă roșie, mi-am făcut semne pe rolă și pe blocul motor, plus ca să am o bază de siguranță, am mai făcut semne și pe rola de la pompa de ulei. La fel. Deci două semne pe două role și bloc motor. După cele semne făcute, mi-am dat jos cureaua de la distribuție, am pus-o pe cea nouă, înainte să pun pe semne, am învârtit puțin de motor, adică de rola mare de la Berbioken,
ca să pot să-mi dau seama dacă nu prinde ceva să nu blocheze. După aceea m-am folosit de semne. M-am folosit de acele semne, semnele de pe role și semnele de pe blocul motor, am montat cureaua, am strâns-o, dragi prieteni, și după aceea am trecut la cureaua de accesorii. Am trecut la cureaua de accesorii. A, nu. Da, dragi prieteni. Și după aceea am trecut la cureaua de accesorii. La cureaua de accesorii, așa cum am zis, nu e nicio problemă. Aia nu trebuie să faci niciun fel de semne. Ai slăbit întinzătorul, apeși pe el și intră cureaua, pe role. Am slăbit întinzătorul, dragi prieteni. Am folosit un levier de am putut să bag cureaua. Și, dragi prieteni, fiind desfăcută rola de la servo direcție, că trebuia să desfac rola de la servo, am putut să înlocuiesc și cureaua de la servo. Am zis că toți sunt acolo. Cu desfăcutul am schimbat și cureaua de la servo direcție, cureaua de la accesorii și după aceea am strâns acel întinzător. Dragi prieteni, haideți să vă zic ceva. Acum vorbesc foarte sincer. Bine că am mai schimbat curele de distribuție. Oricine, oricui poți să spui să schimbe o curea de distribuție, nu o schimbă oricine, cere și scump, pentru că acolo e grijă foarte mare la acele semne care am zis eu. Dacă ai greșit semnele, dacă vine cineva la tine și să-i schimbi cureaua de distribuție și ai greșit semnele, i-ai distrus motorul la acea mașină. Pentru că, așa cum am zis mai devreme, dacă nu respecti acele semne sau să faci semne, să te dai că poți să faci și fără semne, pa, la revedere motor. Așa că, dragi prieteni, am terminat tot. Nu pot să zic acum că nu mi-a fost frică că nu pornește sau distrug motorul. Am strâns eu pe acolo rolele, șuruburile ce trebuiau pe acolo. După aceea mă duc să dau la cheie. Am mai stat eu puțin, dar fac eu. E imposibil să mi se întâmple mie așa ceva, care eu de atâția ani de zile am făcut asta. Alții care se sperie să schimbe curele la distribuție, la accesorii și toate astea, n-are cum să se întâmple mie. Am dat la cheie, dragi prieteni, sfert de cheie. Deci credeți-mă, sfert de cheie. La sfert de cheie a pornit motorul frumos, rotund. Și, dragi prieteni, o reparație, ceea ce am făcut azi, costă 200 de euro. 200 de euro. Numai la cureaua de distribuție, să schimb cureaua de distribuție, se ia 150 de euro. Plus 50 de euro schimbatul curelei de la accesorii și de la servodirecție, sunt 200 de euro. Așa că, dragi prieteni, 200 de euro eu am economisit. Că m-am băgat o mașină, că m-am chinuit pe acolo și m-am murdărit. Asta e, dragi prieteni, dar măcar am economisit 200 de euro. Înțelegeți? Și am uitat să vă zic, am schimbat și termostatul, dragi prieteni. Termostatul de la căldură. L-am schimbat pentru că, ca eu să fiu sigur că foarte multe termostate la mașini, în cursul verii, după aceea când vine perioada de iarnă, se pot bloca. Și eu, ca să am acea bază de siguranță, am comandat termostat nou și am desfăcut am schimbat și termostatul. Dar acum marea problemă care e,
să vă mai spun ceva. Caloriferul de la căldură din interior trebuie schimbat, pentru că nu-mi bagă căldură, dragi prieteni. Nu bagă căldură, e înfundat și trebuie să-l schimb. Și să vă mai spun ceva. Ca să schimb un calorifer de căldură, de interior, trebuie să dai jos tot bordul mașinii, dragi prieteni, tot bordul. Și ca să dai tot bordul mașinii jos, îți ia 4-5 ore, dacă nu mai mult. La fel, mecanicii fug de chestia asta sau, dacă nu, taxează. Taxează foarte mult. Să dai un bord jos la mașină și să schimbi caloriferul de căldură, la fel costă 200 și ceva de euro. Dragi prieteni, haideți să vă recunosc acum. Pe tema asta aici n-am vrut să mă bag niciodată, să schimb caloriferul de căldură de interior ca să dau tot bordul jos. Dar e o problemă că știți proverbul acela, unde nu știi, nu te bagi. Așa că aici nu mă bag, dragi prieteni. Chestia cu caloriferul, cu schimbatul, o să apelez la un mecanic și o să schimbe caloriferul de căldură și asta e. Pe parte de mecanică, motor și toate astea, n-am nicio problemă. Și să mai spun ceva, cu toate că aș face și asta, să schimb caloriferul de căldură de interior, să dau bordul jos, dar știți dumneavoastră, mie, nu știu, mie așa... mi-e greu. Deci mi-e greu că... Da. Mai bine aici decât să mă chinui atât de mult, că e un chin foarte mare, dragi prieteni, să dai tot bordul jos, atâtea șuruburi de desfăcut. Da. Da, dragi prieteni, asta am făcut eu de azi dimineață. Schimbatul curelelor, schimbat curea distribuție, accesorii și servodirecție, schimbat termostat de căldură și ceea ce v-am zis de fiecare dată, dragi prieteni, nu mi-e frică de muncă, nu mi-e că mă murdăresc, că nu știu ce și, na, ce să mai zic. Așa cum spune lumea, că nu-mi place mie munca. Îmi place și mi-a plăcut munca toată viața mea. Iubesc munca, repet, pentru mine munca e un sport de sănătate și atâta tot, pentru că îmi pune organismul în mișcare și e un lucru foarte bun. Da, dragi prieteni, haideți să vă arăt și voi ce am eu aici. Că ce am apucat după frig. Deci, credeți-mă, am luat geaca pe mine pentru că e mai groasă, știți, uitați, e îmblănită. Am murit de frig afară acolo. Bine că eram îmbrăcat în alte haine. Acolo, sub mașină și toate alea și după aceea m-am schimbat. Și acum, dragi prieteni, am aici pentru pregătire, pentru... Uitați aici, carne de porc. De asta m-am apucat să mănânc și eu după aceea, pentru că, credeți-mă, n-am mâncat toată ziua. N-am mâncat toată ziua și de asta am zis, dacă e, ori să mai prind niște carne și plus că ce mai ia acolo. Dacă vine norul meu să pregătească ceva, că trebuie să mănânce și nepoțica și copilul și da, dragi prieteni, și plus așa cum am zis de fiecare dată, dragi prieteni, nu-mi place să două secunde până fixez și eu trepiedul, nu-mi place de fiecare dată să arătăm, dragi prieteni, să arătăm tot ce mâncăm, tot ce pregătim și na. Ați văzut și voi, dragi prieteni, la multe prezentări pe care le-am făcut, am mai făcut prezentări pe tema asta, dar nu știu, mie așa, mi-e jenă puțin, de fiecare dată să arăt lumii
publicului cum mănânc eu, cum... Na, dar na, asta e. Alții care fac asta, e problema lor. Noi dacă nu arătăm asta, nu înseamnă că ne lipsește ceva. Nu ne lipsește, dragi prieteni, nimic. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem așa cum suntem și asta e. Dar, dragi prieteni, de frig la noi, acolo sub mașină, de azi dimineața am înghesat, acolo m-am făcut de... Cu toate că am avut, m-am îmbrăcat mai gros, de m-am băgat sub mașină, în acele haine, dar acele haine le-am făcut, cred că de nici nu o să le mai port. Vă dați seama, acolo sub mașină, s-au mânșit de ulei, de vaselină, de toate, ce să mai zic, și pantaloni de training și un bluzon din acela cu capișon. Nu știu dacă știți acel bluzon pe care l-am eu, albastru cu alb, cu capișon de la, nu mai zic firma, că n-avem voie. Așa, și cred că nu o să le mai port. Dacă nu iasă la mașina de spălat, chiar că adio. Pentru că nu suport, de exemplu, să port haine pătate de ulei sau de grăsim sau de ceva. Asta e, dragi prieteni, măcar că am rezolvat cu curele, schimbat curelelor, cu termostatul și acum problema care mai e, schimbatul de la caloriferul de căldură din interior, pentru că acum cu sezonul ăsta rece nu poți să umbli fără căldură, trebuie să fie căldură în mașină, că altfel, na. Da, dragi prieteni, asta am făcut eu de azi dimineață și de asta am vrut să vă spun și vouă ce a făcut Sică de azi dimineață, muncă, dragi prieteni. A, mai devreme v-am arătat aici, ați văzut și olcuța cu vin. Am pus aici, dragi prieteni, de fric, să servesc și eu pe ceva. Că am pus și acum e un vin foarte tare. Deci, fără apă minerală, e o problemă. Uitați că de, e negru. Da, vede Leo acum, spune Sică, oare îmi spune noroc, sănătate sau oare îmi spune altceva? Acum ce vrea el să-mi spună, eu îi zic noroc cu multă sănătate și vouă la fel, dragi prieteni, multă sănătate vă doresc și tot ceea ce iubiți, Dumnezeu să vă ajute și să vă îndeplinească toate dorințele. Doamne, cât de tare e! Ăsta e cabernet, nu altceva. E făcut din struguri cumpărați, din struguri cumpărați, dragi prieteni, și struguri din acelea struguri din aceea ananas negru. Și de asta e foarte tare, un fel de cabernet, mai mult se bea cu apă minerală. Da, dragi prieteni, dragi prieteni, vă mulțumesc din toată inima pentru sprijin, pentru vizionare și pentru abonări, cu mult respect, dragi prieteni. Mă rog la Dumnezeu ca pe viitor să nu mai existe certuri în comunitate, să fie numai respect și ambianță plăcută. Asta vreau să zic. Cu privire la sora mea, la Anca, dragi prieteni, la fel mă rog să fie înțelegere. Să fie înțelegere, ăsta e cuvântul cel mai potrivit. Să fie înțelegere și să nu mai existe certuri. Pentru că așa, cum am zis de fiecare dată, că are provocări în fiecare zi, pe fiecare oră, eu stau și mă gândesc așa, nu știu cum rezistă. Eu dacă eram în locul ei, sau oricine era în locul lui Anca, cred că într-adevăr, ajungea la nebuni, dragi prieteni.
Aici vorbim foarte sincer. Deci, pur și simplu, cedare. Orice persoană, cât o fi fost de puternică, ceda cu nervii. Deci, pur și simplu, făcea ceva, lua o decizie, alta pleca de acolo de nu se mai uita înapoi. Dar, dragi prieteni, Anca a rămas și va rămâne. Va rămâne în acea casă care a suferit, va rămâne în acea casă care a tras amarul și necazul 20 ceva de ani de zile, va rămâne acolo unde și-a crescut copiii, va rămâne acolo unde și-a crescut nepoții. Da. Asta face. Asta a demonstrat și față de comunitate, și față de voi, și față de toată lumea. Bravo ei! Mult respect! Că e puternică. Dumnezeu să-i ajute și pe viitor să-i ofere Dumnezeu liniște și înțelegere. Dar decizia de viitor, eu știu care e, ca să fie la rapiditate liniștea și înțelegerea. Haideți să vă zic de pe acum. Gard pe mijloc, o să vorbesc cu Alin și cu Ursul, pentru că altă soluție nu e. Nu e. Gard pe mijloc, având gard pe mijloc, se separă tot. Casa lui patroana și a lui Leo, bucătăria la fel și Anca în fața casei mari pe care o are ea și cu Alin, bucătărie. Acel foișor dotat și făcut în așa fel, îmbrăcat în, așa cum se face ziua de azi, să aibă căldură, făcut frumos, atunci, dragi prieteni, Anca va fi liniștită. Numai atunci. Va fi liniștită și nu va mai avea treabă cu nimeni. Și să vă mai spun un lucru foarte important. Leo, dacă nu și aduce o femeie până de sărbători, vă asigur eu că după sărbători asta va face. Pentru că va fi, cu toate că Leo nu vrea, va fi împins pe la spate de patroana, de șefa. Va fi împins pe la spate să-și aducă nevastă, ca să aibă grijă de el. Așa cum zice patroana. Și acum, dacă va aduce nevastă, va aduce în casă, acolo, cu ea și cu nepotul Ursul. Da? Atunci, Anca va fi liniștită numai cu gard pe mijloc. Singura soluție pe care eu și nepotul Alin o vom susține pentru liniștea lui Anca, dragi prieteni. Asta vom face. Altceva nu e. Doamne ferește, decât să se ajungă atunci când va aduce Leo o nevastă, să se ajungă, că nici nu vreau să-mi închipui la ceva, să se ajungă la mari certuri în care zic puncte, trebuie făcută această procedură care am zis mai devreme. Așa că, dragi prieteni, o să susțin și o să fac tot posibilul să se întâmple asta. Da, dragi prieteni. Dragi prieteni, încheiem aici și vă mulțumesc din toată inima tuturor. Vă mulțumesc pentru vizionare și pentru sprijinul acordat. Și pentru abonări la fel. Și ne auzim la următoarele prezentări, dragi prieteni. Vă pup și vă iubesc!